Mulțumim Domnului pentru viața de până aici și pentru ajutorul de care ne l-a dat. Slăvit să-i fie numele! Astăzi, lecția a opta, biruința celor ce caută fața Domnului. Așa cum am amintit în lecțiile precedente, în Cartea Estera este prezentat un conflict care n-a cuprins doar curtea împărătească, și avea în vedere lumea spirituală, chiar dacă Dumnezeu nu este nominalizat. Așa cum am văzut din prima lecție, providența sa este omniprezentă. Însă, până a ajunge la îndurarea Domnului, este un drum despre care vom vorbi în lecția aceasta. Israelul și în Noul Testament, biserica au fost frecvent ținta atacurilor diavolului, așa cum am amintit mai pe larg în lecția a patra, lupta împotriva poporului lui Dumnezeu. Eu amintesc că doar cele scrise de Apostolul Pavel în Efesen 6 cu 13, unde se observă diferența dintre Vechiul și Noul Testament, ceea ce înseamnă că s-a accentuat lupta în plan spiritual. Efeseni 6 cu 12, căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva enumeră ierarhiile demonice, de aceea luați tot rămăturul lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua ce și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Biruința se obține prin intervenția divină, dar numai în urma apelului stăruitor al celor credincioși. Întâi este o cântare de jale, o rugăciune a durerii și abia apoi vine cântarea de biruință. De exemplu, oprindu-ne în cartea psalmilor, despre David aflăm în psalmul 7 și nu numai, dar noi amintim doar câteva versete din acest verset, din acest capitol. O cântare de jale. Și amintiți-vă că în cartea Estera a fost multă jale. David zicea și îi scria, Doamne, Dumnezeule, în tine în scăparea, scapă-mă de toți prigonitorii mei și izbăvește-mă. Ca să nu mă sfâșie ca un leu care înghite fără să sară cineva în ajutor. Doamne, Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă este fără de lege pe mâinile mele, dacă am răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu mine și n-am împăzit pe cel ce mă asuprea fără timei, într să mă urmărească vrăjmașul și să mă ajungă, să-mi calce viața la pământ și slava mea în pulbere și să-mi o arunce. Dar nu era vinovat în cazul acesta. De aceea se rogă, scoală-te, Doamne, cu mânia ta, scoală-te împotriva orgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată. Și în psalmul 18, după ce a fost biruitor, compune o altă cântare prezentată aici și de asemenea în 2 Samuel 22, citesc doar de aici, scrie în titlu ceea ce este parte componentă a textului sacru, un psalm, el a spus Domnului cuvintele cântării acesteia când l-a scăpat Domnul de mâna tuturor vrășmașilor săi, și din mâna lui Saul, cel mai înverșunat și puternic dușman al său. Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea, Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea în care mă ascund, scutul meu, tăria care mă scapă și în mea. Eu strig lăudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrășmașii mei, mă înconjurase legăturile morții, mă îngroziseră râurile pieirii, mă înfășurase legăturile morții și mă prinseseră lațurile morții, dar în strâmtorarea mea am chemat pe Domnul și am strigat către Dumnezeul meu din locașul lui, el mi-a auzit glasul și strigătul meu a ajuns până la el, până la urechile lui. Cei mai mulți sal cu știția parțin lui David, omul care a căutat în rugăciune fața Domnului și a primit îndurare. Așa a fost dintotdeauna, de când au ieșit evrei din Egipt și mai înainte cu patriarhii. Și așa va rămâne pentru totdeauna, Biruința vine de la Domnul. Chiar există această expresie consacrată, repetată în scripturi. Biruința este a Domnului. Cine o caută, să o caute la El. Așa a rostit David cu credință în fața lui Goliat și s-a dovedit că biruința este a Domnului. De așa după cum scria Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna hocarul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Să-i mulțumim Domnului că și lui de biruință încă merge înainte. Știți că și aici în adunare a fost o vedenie cu un car, unii împingeau, alții erau cu mâinile pe sus, mai erau și alții care nu contribuiau, însă, rog, rețineți, carul nu merge că împingem noi. Carul merge că este Domnul în car, dar de asemenea nu merge dacă noi nu împingem. Cineva spunea și pe bună dreptate, Dumnezeu nu face nimic fără rugăciunile copiilor săi. Vom vedea aceasta din istoricul evenimentelor prezentat în Cartea Estera, și apoi în partea a doua din ceea ce se observă foarte clar aici, punctând trei lecții ale biruinței. Citim din Cartea Estera, capitolul 4, despre durerea care i-a lovit pe evrei, pe rând, după cum auzeau de nenorocirea ce a dat peste ei. Decretul despre care scrie în capitolul 3, ce a fost dat în ziua 13 al lunii 1, anul al 12 al domniei lui Ahasveros, a fost adus la cunoștința populației și scrie în 4 cu 1, Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfârșit hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigătea amare. Și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. Iată o durere maximă, am spune. Vestea aceasta a ajuns în întreg imperiu. Și scrie în versetul următor în fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau și se boceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Printre ultimii poate care au fost informați, scrie în versetul următor, au fost cei din palat, pe care nu-i privea, nu se știa că sunt acolo evrei, cum știți, este eraș, tăinuise originea, dar Mardoheu a informat-o și scrie aici, slujicile esterii și faminii au venit și au spus lucrul acesta. Și în sa a rămas îngrozită. A încercat să-l liniștească pe Mardoheu, să-i trimită haine să se îmbrace, dar el nu le-a primit pentru că starea aceea gravă nu putea fi potolită cu cuvinte de mângăiere. Evrei au ajuns în mare durere. În acest necaz, începând cu Mardoheu, cel care era liderul neoficial al evreilor, cel puțin prin rolul său spiritual, ei au început să caute fața Domnului. Aici este scris în continuare despre intervenția esterei, o dublă apariție în fața împăratului Așveroș în cele două zile ale ospățului și chiar după aceea ea a primit mare favoare oferindu-i se până la jumătate din împărăție, apoi la cererea ei a fost dat un contradecret, iar Mardoheu de partea lui a fost cinstit încă din dimineața acelei zile a victoriei. Dar să citim textul sacru, Estera capitolul 5 de la versetul 1. A treia zi Estera s-a îmbrăcat cu hainele împărătești și a venit în curtea de înăuntru a casei împăratului, înaintea casei împăratului. Împăratul ședea pe scaunul lui împărătesc în casa împărătească în fața ușii casei. Când a văzut împăratul pe împărătea să estera în picioare, în curte, i-a căpătat trecere înaintea lui. Și împăratul a întins estere doiagul împărătesc pe care l-a ținut în mână. Estera s-a apropiat și a atins vârful toiagului. Împăratul i-a zis, ce ai tu împărăteasă să estero și ce ceri? Chiar dacă ai cere jumătate în împărăție, îți voi da. Și ea l-a invitat la ospăț. Apoi, în capitolul 7, după paranteza din dimineața acelei zile de la curtea regelui, scrie aici, 7 cu 1, împăratul și s-au dus la au spus la împărăteasa sa Estera. În aceasta a doua zi, împăratul a zis iarăși Esterei pe când beau vin, care este cererea ta împărăteasa sa Estero? Ea va fi împărnită, ce dorești? Chiar dacă cere jumătate în împărăție, o vei căpăta. Împărăteasa sa Estera a răspuns, dacă am căpătat trecere înaintea ta, în parate și dacă găsești o cale, dăm viața, iată cererea mea și scapă pe poporul meu, iată dorința mea. Căci eu și poporul meu suntem vânduți ca să fim nimiciți, jungheați și prăpădiți. Măcar dacă am fi vânduți să fim rob și roabe, aș tăcea, dar vrăjmașul n-ar putea să înlocuiască pierderea făcută în paratul După aceste două intervenții, scrie în capitolul 8, de la versetul 3, eveniment petrecut în aceea zi, apoi Estera a vorbit din nou înainte împăratului, s-a aruncat la picioarele lui, a plâns, l-a rugat să oprească urmări răului Haman ghitul și izbânda planul lui împotriva iudeilor. Împăratul a întins toiagul împărătesc de aur esterei, care s-a ridicat, a stat în picioare înaintea împăratului. Ea a zis atunci, dacă împăratul găsește cu cale și dacă a căutat trecere înaintea lui, dacă lucrul acesta pare potrivit împăratului și dacă eu sunt plăcută lui, să se scrie ca să se întoarcă scrisorile făcute de Haman, fiul lui Haman, dat și scrisit el cu gând să piardă pe iudeii care sunt în toate ținuturile împăratului. Iată cum Estera a căpătat favoare și cum știți lucrurile s-au schimbat în mod total. De partea lui Mardoheu, citim în capitolul 6 cu Versetul 2, că împăratul întreabă, versetul 2 arată ce a fost scris, iar în versetul 3 apare întrebarea, ce cinste și mărire i s-a făcut lui Mardoheu pentru aceasta? Cinstea i-a fost dat în dimineața aceea, și acum citeți versetul 12, unde... Se arată credincioșia lui Marduheu care după cinstea primită s-a întors la poarta împăratului, la serviciul lui de până atunci. Cu credincioșie și așteptare, încă biruința de plină nu venise. Erau doar mugurii unei primăveri binecuvântate, doar zorile unei zile întregi. Scrie însă în continuare, așa cum am citat din capitolul 7 și 8, că a fost o zi în care soarele a strălucit cu putere și strălucirea a venit de la Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. De data aceasta n-a mai fost chemat Mardoheu să fie plimbat doar puțin, să se întoarcă la poartă, a fost chemat la palat și a rămas acolo. Pentru că scrie aici în 8 cu 1 că Ester a arătat legătura ei de rodenie cu Mardoheu și apoi în versetul 15 că pe când a ieșit de la împărat, ca să meargă acasă, el era deja încadrat într-o nouă funcție. Deci, iată cum evrei, în prim plan, pe Mardoheu și Estera, Mardoheu conducând ostilitățile în lumea spirituală, Estera apelând și în plan omenesc, a venit biruința. O biruință deplină, plină, surprinzătoare, cu siguranță neașteptată de vrăjmași. În felul în care sorții s-au schimbat. Vreau să privim și în alte situații, în alte perioade grele, și să observăm același adevăr al biruinței celor ce caută fața Domnului. Și în vremea asta, cu ceea ce dorim la nivel de adunare, cu problemele care le aveți în familie sau în plan individual, lupte spirituale, probleme de boală, alte nevoi, de ordin material sau de orice natură ar fi ele cu toate putem veni înainte al Dumnezeu, că cele se stăpân peste demon și peste natură. În mâna Lui sunt toate. În providența sa poate să opereze orice voiești, în orice moment. Iată trei cazuri. Mai întâi, cartea Genesa, capitolul 32, groaza lui Iacov în pragul intrării lui în Canaan și întâlnirea cu fratele său Esau. După ce în versetul 1 este scris că în timp ce mergea l-au întâlnit Îngerul lui Dumnezeu, ceea ce trebuia să-i dea siguranță că sunt pe teren, a trimis Sol, versetul 3, la Esau, cu o poruncă pentru robi, cerere pentru Esau, i-a pregătit un dar, dar când aceștia s-au întors înapoi și au spus că sau vine împotriva lui cu 400 de oameni, versetul 7, citez, Iacom s-a spăimântat foarte mult și l-a pucat groaza. Atunci nu era ca acum autorități, tribunale, totul se derula acolo, la fața locului. Dacă el câștiga, rămânea în viață, dacă nu, n-avea la cine să facă apel, nici recurs. Singura autoritate în domeniu a fost și rămâne Dumnezeu. Observați, el apelează și la o strategie omenească. Pentru că atunci când vrei să te împași cu cineva, trebuie să știi să te pleci, să-și ceri iertare și să-i oferi un cadou. Sunt două metode care dau randament. Dar Iacov n-a rămas doar la atât. El a căutat fața Domnului. Aici, în versetele 9 la 12, este prezentată rugăciunea lui, în care se ancorează în făgăduințele lui Dumnezeu. Și nu numai. De la versetul 24, este o luptă de o noapte întreagă și nici Reversatul Zolo nu voia să înceteze din rugăciune, așa cum scrie profetul Osea mai târziu. Nu te las, spunea el. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Nu știu cu ce atitudine a plecat de sau de acasă. Dar pe când s-au întâlnit, s-au îmbrățișat, au plâns și n-a mai fost nicio problemă pentru Iacov. Cred că a răsuflat ușurat. Când i-a văzut că se întorc înapoi, a raportat la groaza ce a avut-o cu o zi înainte și nu știu câte vreme a fi purtat-o în suflet, el a știut unde să apeleze cu smerenie înaintea Domnului și Domnul a dat biruință. Un alt caz, cartea a doua a cronicilor, îl prezintă pe evlaviosul rege Iosafat, care a fost anunțat că o coaliție militară a pornit război împotriva lui. Și scrie aici în versetul 3, în spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. S-au adunat cu toți, așa cum facem noi la zile pline. Bărbați, femei, copii, proroci în mijlocul lor, Iosafat în rugăciune, evident că s-au rugat toți. La un moment dat scrie de la versetul 14, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste un proroc care a vestit Biruința din partea Domnului, scrie în finalul versetului 15, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Și asta s-a dovedit din plin. Și scrie în finalul versetului 20, ca și încheierea profeției și sfat al Prorocului, al Împăratului după mesajul profetic. Încredeți-vă în Domnul și în prorocii lui și veți izbuti. Și pentru cei care cunoașteți destinul acestei confruntări militare, care de fapt nici n-a mai avut loc în mod operațional, pentru că vrășmașii au fugit și evreii au rămas să culeagă lucrurile pe care ei le-au adus. Pentru că biruința a venit prin apelul insistent la Dumnezeu. Mai prezint un alt caz, cartea a doua a împăraților, capitolul 18 și 19. Dacă în cazul lui Iosafat biruința a venit repede, în cazul lui Ezechia, necazul a durat ceva mai mult, Teritoriul lui Iuda a fost cucerit, la un moment dat mai rămânseseră doar trei redute. Și în capitolul 18 scrie de la versetul 17 sub titlul Împresurarea Salimului, cum a venit Rapșache, un comandant sirian foarte sfidător, batjocoritor, care a hulit numele Domnului și a înălțat puterea împăratului Asiriei a vrut să-i facă să cedeze. Pentru că aici este strategia diavolului, să nu ne luptăm la gândul că nu vom avea biruință. Nu avem șanse. Ezechia este cunoscut ca omul încredere în Dumnezeu. Scrie în cu el și-a pus încrederea în Domnul Dumnezeu lui Israel și dintre toți împărații lui -a care au venit după el și care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul. Aici în capitolul 19 scrie că Ezechia și-a sfârșit hainele ca Mardoheu și s-a dus la casa Domnului. A trimis oameni la prorocul Isaia și aceștia a cu saci. Domnul le-a vorbit, a rostit un cuvânt împotriva împăratului Asiriei, scrie de versetul 14, Ezechia a luat scrisoarea și a citit-o, apoi s-a suit la casa Domnului și a întins-o înaintea Domnului. Oamenii aceștia știau cum se câștigă biruința. Și în final știți, citeți versetul 35, în noaptea aceea a ieșit îngerul Domnului, au ieșit în tabăra sirene 185.000 de oameni și când s-au sculat dimineața, iată că toți erau niște trupuri moarte. Cred că au cântat și s-au bucurat. Dar mai întâi, cum spuneam, este cântarea de jale, și apoi cântarea de biruință. Și numai Domnul știe câte strofe va avea cântarea de jale. Dar cine apelează înaintea Domnului cu pocăință, cu smerenie, nu se poate să-și încheie cântarea fără ca în final să cânte și cântarea biruinței. Strofele de biruință. Pentru că biruința este a Domnului. Dacă așa a fost în Vechiul Testament, cu atât mai mult Acum în Noul Testament, când după cum scrie în Evrei 8, punctul cel mai însemnat a celor scris este că avem un mare preot la dreapta mării din ceruri. Unul biruitor, descris în psalm, în profeți. Și în numele lui avem biruință mărit să fie Domnul. Să ne oprim la cele trei lecții despre care vă spuneam, încercând să le Înțelegem și să le aplicăm atunci când apar probleme. Și când au alții probleme, să le venim în ajutor, să-i sfătuim și să fim alături de ei. Dacă pe vremea comunistă, bătăliile priveau anumite domenii, de exemplu, cererea pentru eliberarea unei autorizații, deschiderea unei adunări sau ocrotirea celor care se adunau pe ascuns sau eliberarea unora din cei închiși. a rămas ca o permanent domeniul împingerii frontului demonic pentru ca Evanghelia să înainteze sau situațiile de boală, ce să mai spunem de alte țări unde prigoana este mult mai severă, sunt așadar atâtea și atâtea domenii în care este nevoie să apelăm la Dumnezeu, chiar în adunarea aceasta, cum știți, au fost diverse planuri demonice, unele de care nici nu aveam cunoștință luate în lumea întunericului, altele în care am fost avertizați și în parte am aflat într-un fel sau altul și despre acțiunea unor oameni. Și întotdeauna, amintiți-vă, Dumnezeu ne-a sfătuit, așa cum scria în Psalmul 105, alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Înaintea Lui Dumnezeu se ajunge la a primit îndurarea. Estera și-a fost cazul, s-a dus în fața lui și acesta i-a întins toiagul și ceea ce însemna favoare. Când Dumnezeu ne întinde toiagul, se dă un decret mai puternic decât din cel al legii mezilor și perșilor. Dar iată lecțiile. În primul rând, ceea ce este cel mai important să reținem intervențiile în fața oamenilor își au locul și rolul numai după obținerea îndurării lui Dumnezeu. Fie că e vorba de autorități, fie de demon, fie de medici, nu indicat să te duci la oameni, nici să te lupi singur, până n-ai fost mai întâi la Dumnezeu ca să ai de la El înscrisă victoria. În primul rând, la Dumnezeu trebuie apelat. Așa a făcut Iosafat. Iar tatăl său Asa, când a fost bolnav și s-a dus la doctor, fără să meargă întâi la Domnul, a fost mustrat. Întâi și întâi la Dumnezeu. Estera a zis lui Mardoheu, citesc din capitolul 4 al cărții sale, conștientă și, cred eu, învățată din istoria, din scripturile Vechiului Testament, din exemple care vi le-am dat. Capitolul 4, Versetul 15. Estera a trimis să spună lui Mardoheu, după ce el a cerut să meargă la împărat. Dute, strânge pe toți iudeii care se află în susa și postiți pentru mine fără să mâncați, nici să beți trei zile, nici noaptea, nici ziua și eu voi posti odată cu slujnicele mele. Apoi voi intra la împărat, în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri acesta e principiul numărul unu. Întâi postim și ne rugăm, apoi mergem la oameni. Și vom vedea dacă rezolvă Dumnezeu într-un fel sau altul. Dumnezeu i-a îngăduit și de la decretul împotriva evreilor până la contradecretul de după intervenție isterie au fost aproximativ 70 de zile. Aici citim că au postit trei zile și trei nopți și de atunci a rămas postul de trei zile cu titlul postul esterei. Dar în acele 70 de zile cred că au postit mult evrei. Povestea fratele Ștefan de la Lugoș că într-un caz, a unei familii nou înființată, s-a întrebat pe Domnul și datorită unor stări de vinovăție, Dumnezeu a cerut o proșternere până când va veni vremea îndurării. Prorocilor le-a fost descoperit că era vorba de șapte luni, dar celor în cauză nu li s-a spus, ca nu cumva să Li se prea mult, era ceva ardent. Și una din femeile, din mamele unuia din cei doi tineri căsătoriți, era recunoscută ca fiind împotriva postului. Și când frații anunțau din diferite motive să se postească cu toată adunarea, ea spunea, dar ce au ei cu noi? Dar ce ei stăpân peste bucătăria noastră? Ei îmi spun mie când să mănânc și când să nu mănânc și știind o așa dificilă, oarecum o ocoleau frații. Dar unul dintre slujitori, în perioada acestor șapte luni, a îndrăznit și a zis, soră, știu că n-ai fost favorabilă postului și rugăciunii intensive, dar poate că n-ar fost rău în perioada aceasta să te asociezi și tu, că e vorba de copiii tăi. A izbunit beata femeie în plâns și a zis, frate, sunt la a treia serie de 21 de zile consecutiv. Eu când am auzit asta, am zis oarecum, avea restanțe. E bine să fie rugăciunile și postul la zi. Și atunci când vine necazul, doar să insistăm. Însă ceea ce trebuie să știm într-un mod foarte categoric e că Dumnezeu o vreme mai lungă sau mai scurtă vrea să stăruim după care să ne dea izbândă slăvit să fie numele. A fost nevoie de cerere insistentă de pocăință. Dumnezeu putea să intervină mai repede. Atât. A și atunci Estera a avut călăuzire să intre înaintea împăratului. Așadar să înțelegem valoarea rugăciunii și postului. Amintiți-vă de cuvintele Domnului Isus care spunea, citesc din Evanghelia după Matei, capitolul 17, versetul 21, despre ucenicii care nu au avut izbândă în eliberarea unui copil de duhurile ce îl posedau. Acest soi de demoni nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. Unii comentatori spun că expresia apost apare numai în manuscrisele târzii și inițial ar fi fost scris numai rugăciune. Eu nu știu strict cum ar fi scris aici în original. Dar nu trebuie să facem doctrină numai după un verset, trebuie să facem după toată Biblia. Am omitit aceasta pentru că teologia asta mai nouă, spicuiește toate posibilele minusuri în Scriptură ca să dea libertăți în plus oamenilor. Chiar dacă n-ar fi aici în original și post, numai rugăciune, spuneți-mi, vă rog, din toată Scriptura ce rezultă, nu și post lângă rugăciune. La urmă urmei, într-o asemenea durere, ești bun de spăți? Poți să mănânci liniștit? Estera a trimis lui Mardoheu haine, îmbracă-te! Și l-a spus, da pot? E normal să fie și rugăciune și post, strigăte amare, durere și în jale, n-ai poftă de mâncare. Pe cei din Nive nu i-a pus nimeni să postească. Le-a dat Iona o listă cu ceea ce au de făcut? Nici de cum. Ei au postit, au pus animal la post și au strigat cu putere. Postul și rugăciunea se asociază într-un mod inseparabil în asemenea cauze grele. E tot ceea ce se poate face ca să apelăm înaintea lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne râfnă adevărată în asemenea situații și să nu cedăm până când vom obține biruința din partea Domnului. Rugăciuni insistentă și post. În al doilea rând, ca și o a doua lecție, biruința nu se realizează împotriva oamenilor, ci în prim plan împotriva întunericului. Unii oameni chiar pot să fie recuperați. De aceea am citit de la început din Efesen 6 că noi nu avem să ne luptăm împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva. Acestor legături puternice ale diavolului în cartea este era, nu scrie despre diavolul, după cum nu scrie despre Dumnezeu, dar înțelegem din acest complex și din contextul celor scrise că era o luptă spirituală. De ce oamenii de la poartă au fost deranjați de faptul că Mardoheu nu s-a închinat la Haman? Nu vi se pare că seamănă situația cu slujicile din curtea Marului Preot care aveau treabă de ce... Petru este acolo. Și noi știm din cuvintele Domnului Iisus care i-a spus lui Simon, satana ce este cearnă. Deci, sau în cazul lui Iov, deci toți au avut treabă cu el. De fapt, Iov n-a trebuit să se împace cu Sabene și cu Haldeeni, nu asta era problema. Problema era biruința împotriva diavolului. Deci, întâi, cum spuneam, obținem de la Dumnezeu durare și, în al doilea rând, vom avea biruință asupra diavolului și a planurilor lui. Spune Scriptura aici în Cartea Estera, capitolul 8, versetul 11, Prin aceste scrisori, împăratul de-a ideilor ori în care cetatea ar fi fost, să se adune, să-și apere viața, să nimicească, să omoare și să piardă împreună cu pruncii și femeile pe toți aceia din fiecare popor și din fiecare ținut care ar lua armele care se i lovească și să le prădeze averele. Versetul 13. Aceste scrisori cuprindeau hotărârea care trebuia vestită în fiecare ținut și dădea de știre tuturor poporilor că iudeii stau gata pentru ziua aceea ca să se răzbune pe vrășmașii lor. Ori ura de unde vine? De la diavolul. Legea nu privea în fond, în mod intrinsec, pe niciun om din Imperiu. Oricine voia să nu fie afectat de legea aceea, trebuia doar să nu aibă nimic cu evreii. Unii chiar au devenit evrei, dar puteai să fii neutru în acel conflict. Să nu te amesteci. Pentru că acest contadecret decret a fost dat numai împotriva celor ce voreau să se răzbune pe evrei, adică pe cei ce nu suportau pe evrei. Sunt și în vremea noastră oameni care o spun așa cu gura că n-au putere, dacă aș putea să fac ceva, aș termina cu pocăiți. Oamenii aceștia nu știu că ei fac jocul satanei. De aceea, unii ori când aveți de-a face cu oameni care sunt împotrivă un radicalism feroce, trebuie să ne gândim că este un Duh care îi stăpânește și noi trebuie să obținem biruința asupra acelui Duh care influențează. Apoi oamenii pot să fie eliberați, unii vor rămâne împreună cu diavolul în tabăra lui. Dar spune Scriptura aici în 8 cu 17 că unii s-au dezis, poate de frică sau au fost treziți și scrie aici că mulți s-au făcut iudei pentru că îi apucase frica de iudei. Biruința evreilor a fost după timpul de închinare și mai întâi a fost dat în plan spiritual, învingând acele forțe ale întunericului. Amintiți-vă de cei trei din Valea Dura. Unii au fost împotriva lor, i-au pârt. Sau gândiți-vă în cazul lui Daniel, și mai evident, în n nu avea nicio intenție să-l omoare. Și până seara, spune scriptura, s-a trudit să-l scape. Dar oamenii aceia, în care era satan și toate forțele răului, îl provocau să se împotrivească, au stăruit de el. De aceea, să fim conștienți împotriva cui ne luptăm, să înțelegem rostul rugăciunii al postului când slăbim în trup ne întărim în Duh. Amintiți-vă de Domnul Iisus care se ruga atât de mult, nu posteau ucenicii și n au avut biruință în acel caz și Domnul le spunea, va veni vremea când vor posti, când scrie apoi în faptele apostolilor că au fost dedicați rugăciunii. E bine uneori că nu vedem aceste cohorte ale diavolului, dar trebuie să fim conștienți de ele. Când demonii se retrag în urmă, rezolvarea cu oamenii este simplă, sau chiar dacă se împotrivesc, nu mai au putere. Doamne, ajută-ne să fim conștienți de lupta spirituală și să nu ne lăsăm până când vom avea beruință în numele Domnului Isus, slăvit să fie numele lui. Așadar, rețineți, în primul rând trebuie să apelăm la Dumnezeu. Să ne fie El favorabil. În al doilea rând, cu tot acordul lui Dumnezeu, s-ar putea diavolul să mai reziste o vreme. Și atunci trebuie să ne luptăm și bătălia să continue conștienți că suntem pe un tărâm spiritual. Aici este lupta cea mare. Amintiți-vă de Apostolul Pavel și colaboratorii săi, Luca și alții, fapte capitolul 16, au ajuns în Filip, o roabă striga după ei, făcându-le aparent o reclamă bună, aceștia sunt robi Dumnezeu, Cel prea perioada care vestesc calea mântuirii. Pavel a mostrat Duhul și imediat oamenii au fost răscoliți. Dar de ce până atunci oamenii nu le-au avut treabă? Până când demonii n-au intrat în ei ca să li se împotrivească. Și după ce a ajuns Pavel în închisoare, ce a făcut? A continuat să lupta spirituală. Cântau cântări de laudă demonii au fost îndepărtați și cred că în momentul acela, având aprobarea lui Dumnezeu, forțele răului fiind îndepărtate, s-a putut trece la oameni. Deci, după ce obținem aprobarea de la Dumnezeu, putem să mergem la oameni și după ce este înfrânt diavolul, putem să vorbim cu oameni. Și în al treilea și ultimul rând, ca o treia lecție, biruința vine întotdeauna prin oameni credincioși, prin cei care au păstrat legătura cu Dumnezeu și alții care li s-au alăturat în momente critice, dacă s-au întors cu toată inima la Domnul. Favoarea Domnului este numai pentru aleșii Lui, despre care Domnul spunea, Luca 7, strigă zi și noapte către Dumnezeu, măcar că zăbovește față de ei. Mulți oameni ar vrea să obțină îndurare. Dar dacă nu sunt favoriții Domnului, dacă nu sunt preiubiți și scumpi ca Daniel, cum vor ajunge rugăciunile lor în cer? La necas tot strigă. Da, da, spunea Dumnezeu la un moment dat în Vechiul Testament, duceți-vă să vă scape Dumnezeu care le-a slujit sau îi lăsa o vreme să rămână în robie ca să simtă mânia lui Dumnezeu și efectele îndepărtării de el. De aceea spune Scriptura, Citesc din cartea profetului Daniel, capitolul 11, versetul 32, ca și o referință generală. Dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeu lor, deci cei care sunt într-o relație permanentă cu El, vor rămâne tari și vor face mari sprăvi. Când am amintit din Vechiul Testament Asediul Ierusalimului din vremea lui Ezechia, la cine s-a dus Ezechia să ceară îndurare de la Domnul? La prorocul Isaia. Iată că în asemenea momente ne dăm seama ce valoare a oamenii lui Dumnezeu. Povestea un frate din țară că l-a abordat un slujitor de la București vrând să deschidă lucrarea și în zona aceea. Dar fratele știa că acel lucrător este un liberal și și-a dat seama că nu poate să colaboreze cu el. Respectivul de la București am adus încă pe un altul ca împreună să-l convingă să nu fie un habotnic cu rugăciune numai și poz și cu femeia îmbrobodită și cu o casă de copii și cu capul pipirig, și știu eu ce alte cuvinte au fost aduse. Trebuie să aveți viața de jur împrejur, Hristos ne-a dat libertate. Ei au urmat două ședințe. Ambele s-au încheiat cu aceeași concluzie, au zis, tu ești irecuperabil. Ești prea îngust. Și-au abandonat potențiala colaborare. Dar după o vreme îl sună acel om și îi zice, am un mare necas. Te rog frumos, știu că acolo la voi se fac rugăciuni. Insistați înaintea Domnului pentru cauza mea. Și a gândit fratele, oare i-a sunat și pe liberalii lui? Pe aceia care se roagă stând pe scaun, care nu postesc, oameni despre care aflăm cu atâta tristețe, de ce trebuie să te ierte Dumnezeu? Ne-a iertat acum 2000 de ani. Eu am auzit cu urechile mele oameni care spun, "Lobosește pe Dumnezeu să-i spui dar iertat Hristos păcate trecute, prezente și viitoare. În numele Domnului avem biruință, avem, dacă suntem pocăiți și ne zmerim înaintea Lui, dacă nu facem galerie în biserică, așa ca fiul pe frontul de la Ebenezer, când au rămas fără chivot, au strigat de s-a cutremurat pământul. Și filistenii au zis, la luptă, fraților, și i-au cucerit. Bătrânul Eli stătea îngrijorat, știa el că ceva nu este în regulă. Există în vremea noastră curente tot mai puternice ce se infiltrează și care afișează cu îndrăzneală vindecarea tuturor bolnavilor, îmbogățire în numele Domnului, biruință, eliberarea de demon, porunci, fără multe scrupule, cu atâta îndrăzneală. Da, dar când te uiți în urmă, efecte concrete, permanente, nu sunt. Nu se sperie diavolul de cuvintele noastre. Diavolul știe dacă avem sau nu aprobare de la Dumnezeu. Când s-au dus fiii lui ceva într-o casă, știți ce au spus demonii? A, păi să știm, pe Pavel îl cunoaștem și voi? Păi, noi vă poruncim să afară, plecați voi, dar vă scoatem noi. Deci nu se poate. Un credincios, chiar dacă nu are mare biruință, dar cel puțin el nu va fi înfrânt. Diavolul nu are putere asupra lui. Pentru că el este al Domnului, slăvit să-i fie numele. Să înțelegem așadar nevoia de oameni credincioși, curați la suflet. Aici s-a văzut valoarea unui mardoheu și a isterei. Dar iată că nici aceștia n-au îndrăznit așa simplu să-i spună la Dumnezeu. Doamne, scapă-ne! S-au smerit și cu post și rugăciune au intervenit. Și Domnul le-a dat biruință. Povesteau frații mai în vârstă care au avut mai multe izbânzi ca noi. Cum stăteau în posturi necurmate, cu împreună două, trei zile, fără mâncare, fără informații din afară, într-una, stăteau și așteptau ca Domnul să dea biruință. Știți că Petru era închis și era el, cum spune noi, apostolul Petru, la umbra lui s-au vindecat bolnavi, au cerut numele Domnului, s-au ridicat ologii și era în închisoare și nu s-a deschis ușa de la sine. Dar scrie în fapte 12 că biserica nu înceta să se roage. Și în urma insistenței în rugăciune, Domnul a trimis un înger și cum știți, eliberarea a avut loc, slăvit să fie Domnul. Sunt multe posibilități pe care Dumnezeu le are la îndemână. Mi-am gândit că am citit despre niște misionari care au urmas să treacă un râu. Erau, pare mi se, și urmăriți. Și a făcut Dumnezeu minunea că un copac de pe margine s-a răsturnat transversal și au trecut peste el. Mi-am gândit despre frații din Maramureș când era să le ducă apa, casele de aduna, casa de adunare. Dumnezeu a pus doi brazi într-un unghi care au făcut să se împartă și voie de apă și biserica n-a fost atinsă și casa de lângă ea a fost luată. Sau mai concret, cazul de la Șimijna. Domnul a vorbit printr-un proroc acel așa numit, îi ziceau oamenii, Sfântul din Părâu, Să intre toți o, o, săptămână rugăciune și post, că va veni cercetarea Domnului prin cetate și să fie ocrotiți. Și unii au luat seama și au intrat înaintea Domnului. Alții n-au intrat. În duminica următoare n-a mai fost nimeni la adunare, că erau toți pe dealuri. Și vorbeau doi pocăiți între ei, întreabă unul, măi, tu ai postit și ai stat înaintea Domnului Stămâna asta. Celălalt, așa ca un fariseu, zice, am stat. Și n-a terminat bine vorba, și-a venit un val de apă cu niște rădăcini de copaci și-a luat casa. Știți ce eu zice? al doilea în minutele următoare, fără să-l mai întrebe nimeni. N-am stat, frate, n-am stat, am neglijat. Și Dumnezeu a stat după el până când să-și dea ultima dovadă a minciunii. Și cei care au stat înaintea Domnului săptămâna aceea, cu toți au fost izbăviți și le-au rămas casele în picioare. Deci este important să fim credincioși și să apelăm la Domnul care știe să izbăvească din încercare pe credincioșii săi. Mi-am amintit o zil de acestea despre un caz care ne l-au relatat frații din Uniunea Sovietică. În perioada lui Stalin, în mod deosebit, au fost foarte multe deportări s-a întâmplat că într-o familie femeia, soția, n mai știu de soț, a rămas printre altele cu un copilaș de câțiva ani. Între timp, ea s-a întors la Domnul, dar era sărăcie și într-o zi, nu mai știu din ce motive, mergând dintr-o localitate într-alta, pare mi se o distanță mai lungă, s-a suit într-un autobuz, dar nu avea bani. Ea s-a așezat pe un scaun, și s-a pus să se roage, dar nu doar un se rogase, vorba aceea ca cel ce s-a rugat numai la punte și a căzut în apă. Și a trimis copila și a zis, du-te, roagă-l pe tovarășul șofer, nu ne duce fără bilet, că n-ar avem bani. Copilul s-a dus, șoferul a spus, țara sunt destui, dar eu circul pe bani. Și copilul s-a întors înapoi necăjit, s-a dat seama că asta însemna să se coboare din autobuz, dar într-un șoferul a strigat, oamenii au auzit și un bărbat Oprește-te pe băiat, spune, stai puțin, cum te cheamă? Sergei. De unde ești? Unde-i tată Unde-i mama ta? Tata nu știu, mama a zis că el e în altă parte, în Uniunea Sovietică, mama e acolo. Era tata copilului. Minunea a fost mai mare, povesteau frații, pentru că acel om ne mai știe nimic de soția lui și fiind nepocăit, evident, se împretenise cu o altă femeie pe care vrea să ia de nevastă. Femeia aceea era cu el în autobuz. Și când femeia aceea a văzut că eu și-a întâlnit soția lui și copilașul a zis, mai bine du-te cu ei, eu mă retrag din relația asta. Și rugăciunea a făcut nu doar ca să meargă fără bani, că el a plătit biletul la băiat și la soția lui, dar familia aceea a fost reunită că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ceilalți se pot ruga, dar și izbăvirea poate să întârzie. Încheiem, citind din Estera, capitolul 4, cuvinte rostite de Mardoheu, care dovedesc pentru el certitudinea biruinței. Nu avem voie să ne îndoim. Când am avut o mare problemă înaintea Domnului, m-am întristat și eu așa ca David în psalmul 30 și am mers undeva la rugăciune și Domnul mi-a spus în problema aceasta frica și îndoiala nu trebuie să-și aibă locul. Dar eu ziceam, dar nu văd nicio rezolvare. Dar am reținut cuvintele astea. Frica și îndoiala nu trebuie să-și aibă locul. Din cuvinte rostite de Mardoheu rezultă că el era sigur că biruință vine. Doar calea până într-acolo trebuia parcursă. Estera 4, versetele 13 și 14. Mardoheu a trimis următorul răspuns esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți ei, pentru că ești în casa împăratului. Căci dacă vei tăcea acum ajutorul și zbăvirea, vor veni. Cum și cu tăcerea esterei? Da, că asta vine de la Domnul vor veni în cazul că tu nu te implici din altă parte. Și cine știe dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăție. Deci în concluzie, problema nu se pune dacă este sau nu biruință. Prin Domnul suntem mai mult decât biruitori. Problema se pune prin cine va fi biruință. Aha, știa lecția asta. Știți că într-un război a intervenit el cu o a doua întrebare a unui față a unui proroc și a zis, prin cine? Prorocul i-a spus, de domnul Biruinț, prin cine? Și noi am aflat prin cine? Prin cei credincioși. Asta îi spunea Mardohei Esterii, Biruința oricum vine, dar tu trebuie să te gândești că Biruința poate veni prin tine. Deci să fim oamenii siguri pe Biruință, a dat -au oamenii care intrăm în luptă, în funcție de chemare, de situație, și Domnul să ne dea izbândă. Ne uitând că Apocalipsa este încă în față, să înțelegem că lecțiile din cartea Estera sunt de viitor. Și numele Domnului, așa cum scrie în Apocalipsa 17, împreună cu Domnul, cei aleși și credincioși, vor fi biruitori. Amin.